Bună ziua, doamnelor și domnilor! După vesela traducere din T.S. Eliot, iată că ne apropiem de un alt subiect pe care, parafrazând titlul unei cărți a lui Nietzsche, l-aș numi românesc, prea românesc. Este vorba de studiul istoric al domnului profesor Lucian Boia, Eminescu, românul absolut, facerea și desfacerea unui mit. Sintagma din titlu, după cum se știe, poate, îi aparține lui Petre Țuțea și ea are foarte multe variațiuni în cultura română. În urma lecturii cărții, care este o operă de istoric, ai întreaga panoramă a devenirii unui mit în cultura română. În 1997, când domnul Lucian Boia publica Istorie și mit în conștiința românească, afirma chiar în primele pagini că printre miturile naționale ale românilor, Mihai Eminescu este cel mai puternic. Iată că avem un studiu istoric, o incursiune în subiect care pornește de la momentul îmbolnăvirii lui Eminescu și al morții sale, care a strânit în lumea de atunci multă compasiune și s-a născut mai întâi o legendă. Apoi, după 1900, după 1930, în interbelicul românesc, și mai ales după război, în anii comunismului, când imaginea lui Eminescu a fost folosită în diferite feluri, iar la sfârșitul anilor 80, când deja național-comunismul era acaparase toate valorile românești și le conotase într-un anumit fel, Eminescu a fost, iată, o victimă a reprezentărilor noastre. Ceea ce am descoperit și trebuie spus neapărat este că această carte, o operă, cum am spus, de istoric, înfățișează devenirea mitului, nașterea lui din legenda literară. Orice scriitor din literatura română mare are în jurul său legende, dar în clipa în care la începutul 1900 Eminescu a fost recunoscut drept poet național, atunci reprezentările noastre în jurul lui au format un mit. Frumos este că este urmărită în detaliu această devenire a mitului, până când vedem către prezent el se transformă, aș putea zice, într-o fixație. Este vorba de faptul că în jurul Eminescu și cartea este, cum spune din primele pagini Lucian Boia, doar tangențial o carte despre Eminescu și mai mult despre reprezentările noastre despre poet. În anii din urmă, din acest mit Eminescu, din această întruchipare a lui ca personalitate națională, ca eponim, el nu a dispărut cu timpul, ci a devenit o fixație. Iată, s-au născut și teorii conspiraționiste în jurul destinului poetului. Cartea este fascinantă pentru orice iubitor de cultură română și de clar viziune asupra culturii române. Este vorba de un autor care scrie cu o ironie superbă și care are totodată o empatie subiacentă față de subiect. Este o carte scrisă, aș zice, de un iubitor al poeziei lui Eminescu și care, iată, îndepărtează straturile acoperitoare ale reprezentărilor noastre pentru a regăsi, poate, într-un sfârșit, un contact direct cu creația sa. Acestea fiind zise, îl rog pe domnul Dance Mihăilescu să preia cuvântul și să
cu o enormă plăcere. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Îmi asum din capul locului un risc de a-i da o lovitură financiară domnului Boia, dar mi-l asum. Îmi pare foarte rău că s-ar putea această carte, prin ce spun, acum să reducă un anumit procent din vânzările cărții domniei sale, pentru că vreau să-i asigur din capul locului pe toți inamicii, neprietenii, adversarii și dușmanii săi, că în această carte nu este niciodată, în niciun fel, vorba de demitizarea lui Eminescu, de prezentarea lui ca o non-valoare, nu e vorba deloc de o destrămare, de o desfigurare, de o leznațiune, de un atentat la valoarea poetului mitic al nostru. Este vorba, dimpotrivă, de o operație de curățire, de exact cum spunea domnul Șoabă, de deparazitare și de curățare a acestei statui. Deci faptul că vă aduc un risc financiar descurajându-i pe dușmani să vă cumpere cartea în care nu vor găsi desfigurarea pe care o așteaptă, plusez în partea cealaltă și vin să vă recompensez această pagubă. Nu știu cum stați cu drepturile de autor la Humanitas, dar vă asigur pe toți cei de față pe care întreagă și vi-a spus nu vă văd ca adversari și ca prieteni și ca admiratori ai domnului Boia, asigur că ce face domnul Boia în această carte și în altele se plătește în Occident în aur. E vorba de restaurarea patrimoniului, e vorba de curățarea catedralelor, curățarea marilor fresce, a poteriei, a bijuteriei. Sunt puțini specialiști în lume care sunt plătiți la metru pătrat, la centimetru pătrat sau la milimetru pătrat, sunt plătiți în aur ca să spele statuile de stratul de găinați de la porumbei și așa mai departe. În această carte vă felicit, domnule Boia, că nu a spus poetul național, ci românul absolut pe copertă, spre deosebire de cartea Ioanei Bot, care și-a asumat în anatomia unui mit ideea de poet național. Pentru că, într-adevăr, vrem nu vrem, dincolo de valoarea lui estetică, Eminescu a fost asumat în toate provinciile României ca o voce națională. Esteticul la el a fost plusat, a fost copleșit de geografic, de etnic, de politic, de istoric, astfel încât nu există un Eminescu, există Eminești. Un Eminescu există pentru critica literară și atât. Dar în public există Eminescu al bucovinenilor, Eminescu al basarabenilor, un Eminescu al ieșenilor, altul al bucureștenilor, un Eminescu la plaj, un Eminescu chiar și în Viena, un Eminescu în exil, un Eminescu al liberalilor, un Eminescu al legionarilor și așa mai departe. Deci, Eminescu sau românul absolut este o trimitere perfectă la absolutizare și la absolutism. Împotriva acestei instrumentalizări politice a lui Eminescu este cartea de față. Știți bine că în literatura română, din păcate, pentru că este tânără și fragedă, se poartă de peste 100 de ani un război ca în țiganiada lui Budai de Leanu, în care țigancele folosesc pruncii ca pe niște măciuci vii. Se dă cu copiii vii în dușmani. Exactă literatura noastră a fost arhipolitizată, încât s-a dat sistematic cu Gherea în Maiorescu, cu Macedonski în Eminescu, cu Iorga în Lovinescu, cu Eugen Barbu în Marin Preda, cu Mazilescu în Nichita și chiar astăzi cu Norman Manea în Cărtărescu. Este permanent o evitare, o ostilitate față de conjuncție și o frenezie a diavolului care disjunge, care bagă mereu dihonia în totoare. Veți observa aici cât de mult a fost instrumentalizat politic Eminescu. Le-a convenit conservatorilor, junimiștilor de o parte, conservatorilor de alta, să-l folosească drept buzdugan împotriva roșilor, deja liberalilor. Liberalii, la rândul lor, l-au folosit împotriva lui Maiorescu și ai lui, arătând cum a nebunit poetul național din cauza exploatării boierilor și latifundiarilor. Au venit socialiștii lui Gherea și radicalii lui Paru,
care l-au folosit de buzdugani și împotriva liberalilor și a conservatorilor. Și au venit cumpărați și proletari, etc., etc. A venit Iorga apoi, care a ras modernismul lui Rodinescu în numele lui Eminescu și l-a făcut omul de bine al culturii române. Peste tot a fost despărțit esteticul, despărțit poetul romantic de ideolog. Au venit apoi legionarii, Papanace și ceilalți care l-au făcut, l-au văzut poet legionar, proto-legionar. El fiind un român, naționalist, reacționar, conservator, german, perfect. Au venit apoi oamenii lui Gheorghiu Dej, care l-au folosit împotriva Burghezo Moșerimii. Au venit ceaușeștii care au luat mitul voievodal și au văzut în Hiperion o ipostaziere a lui Ceaușescu și când a venit Perestroica, a vrut să-i dea la joale lui Gorbaciov cu doina de la Nistru până la Tisa, tot românul presurizat. Toate acestea le veți vedea puse capitol de capitol în această carte și veți vedea ce munți, ce oceane de falsificare, de răstălmăcire și de instrumentalizare, repet a mea oară acest termen, instrumentalizarea poetului, ca să ajungem și în ziua de astăzi, unde e un val de paranoie, de schizoidie, de demență, în care există o conspirație mondială iudeo-masonică, cei care au lăsat creierul lui Eminescu să-l ciugulească porumbeii, că este o nebunie generală și veți vedea o pustirie de nume de care nu mai știe nimeni, dar care trebuie puse pe foaie de la Constanța Marinescu, Constantin Banu, până astăzi la Virgiliu Ene, Ilie Bădescu, Teodor Codreanu, trecem și până Patriarhul Miron Cristea, îl vedem până și pe Simion Mehedinț, eruditul, minunatul, membru în Senatul Legionar, care vrea să-l deșurubeze pe Eminescu de la pesimismul național, care, vezi, Doamne, era ceva distrugător pentru sufletul nostru cel verde, și Mehedinț scrie o carte despre optimismul lui Eminescu. Deci, sfârșitul cărții este perfect. Domnul Boia ne spune, cred că ar trebui, după atâtea mișcări extremiste de pendul, să ne revenim la un punct fix și să-l redescoperim pe marele poet romantic, ultimul romantic, să învățăm să ne-l recităm, asta spun eu cu domnul Boia, să ne-l recităm singuri, acasă, măcar un sfert de oră pe an, pentru că eufoniile din Eminescu sunt o exorcizare a tuturor demonilor dinăuntru nostru. Și după cum bine știm, ne uităm împrejur și numai de demoni nu ducem lipsă. Vă mulțumim, domnule Boia! Ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Îi mulțumesc domnului Cioabă, îi mulțumesc domnului Dance Michelescu. Domnul Dance Michelescu a făcut o splendidă introducere cu privire la carte. A spus cam tot ce este de spus, așa că nu știu ce mai am eu să adaug. Nimic esențial. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte. Mai avem un sfert de oră. Doamne, păi cum umpli eu un sfert de oră? Vreau să te autografi. Da. Nu știu acum dacă o să scadă vânzările la intervenții domnului Michelescu. Dacă vor scădea, o să vă trimit nota de plată, sper să nu fie prea bine la editor. Bine, ce pot să vă spun este că e o carte pe care poate că trebuia să o scriu. Sunt mai mulți cititori care mi-au spus că așteptam această carte de la dumneavoastră. Eu nu mă gândisem să o scriu, ei așteptau. Se vede că se prinde și evident că se prinde preocupările mele de mitologie istorică și nu numai istorică, inclusiv să zicem literară. Așa că a venit la un moment dat timpul să scriu o carte despre Eminescu. Nu mi-am permis, nu sunt critic literar, nu sunt istoric literar, deci nu e vorba decât tangențial. Este vorba în destulă măsură și despre Eminescu, dar totuși subiectul principal al cărții este mitul creat în jurul lui Eminescu. Iar mitul acesta este într-adevăr extraordinar. Nici o personalitate din întreaga istorie și cultură românească nu s-a ridicat atât de sus. Cu cine să-l comparăm? Istorie, cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu, toți au generat mituri, însă niciun mit nu este atât de complet, în asemenea măsură de plin, cum spunea Iorga, omul de plin al culturii române sau
sintagma pe care am ales-o până la urmă pentru titlul meu, îi aparține Lucuția, Mihai Eminescu, românul absolut. Mihai Eminescu le adună pe toate, le întruchipează pe toate. Nu? Cum spunea Marin Sorescu, faimoasa lui poezie, fiindcă toate acestea trebuiau să aibă numele, i s-a spus Eminescu. Și toate acestea sunt toate cele ale poporului român. Toată spiritualitatea românească, toate visele, toate proiectele, tot ceea ce înseamnă românii pentru ei înșiși și ce înseamnă românii în lume, toate s-au întruchipat în marea figură a lui Eminescu. Este extraordinar ce se poate întâmpla cu omul după moarte. Bine, cu cei mai mulți dintre noi nu se întâmplă nimic, cel puțin nu în vreo continuare a vieții pământene. Dar sunt unii aleși, mari creatori, care au o viață și după moarte, sau chiar mai multe vieți, sau nenumărate vieți, precum Eminescu. După moarte nu-ți mai poți controla nici biografia, nici opera, fiecare face din tine ce vrea și din Eminescu s-a făcut orice, fiindcă Eminescu este pentru oricine marea justificare, justificarea supremă. Așa că a fost instrumentalizat. Dacă Eminescu este cu tine, dacă Eminescu este cu noi, înseamnă că avem dreptate. Toată povestea asta am încercat să o spun. Sper că am spus-o într-o manieră suficient de documentată, am lucrat mult să adun informația, sper că am scris-o într-o manieră agreabilă, nu eu am judecat ceea ce am scris, astfel cititorii sunteți mari judecători ai scrisului nostru. Deci, eu mai mult nu aș spune, fiindcă n-are rost să vorbesc prea mult despre cartea mea, cartea se recomandă de la sine, poate să placă sau să nu placă, indiferent de ce ar spune sau de ce ar mai explica pe deasupra autorul. Așa că vă aștept cu mare bucurie să vă pun semnătura pe cartea mea pentru cei care o doriți și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost aici. Este bine că am câștigat 10 minute din prezentarea aceasta, că oamenii vin la autografe și vin după aia și la Genii Acteria. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult!